stenograme, cum apre Liviu Dragnea un om acuzat de crime împotriva umanității. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o dispută cu cei de la USR, în edina birourilor permanente reunite din data de 26 martie. În respectiva edin, printre propunerile PSD pentru colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității a figurat Cazimir Ionescu, acuzat de procurori în dosarul Mineriadei de crime împotriva umanității. Cei de la USR au contestat dreptul lui Cazimir Ionescu de a face parte din colegiul CNSAS, dar Liviu Dragnea la aparat i-a spus și acestuia i se aplică prezumția de nevinovie, chiar dacă în România se crede din ce în ce mai puțin în acest lucru. Dragnea a explicat că PSD nu mai poate convoca un nou congres pentru a schimba propunerea. Cazimir Ionescu este trimis în judecată alături de Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Megureanu și Miron Cosma în dosarul Mineriadei. Procurorii consemnează 14 crime contra umanității. Iată stenograma ediniei birourilor permanente reunite. Domnul Liviu Dragnea. Trei propuneri nominale pentru 9 locuri în CNSAS. Propunerile sunt venite de la grupurile parlamentare, de la presubliniere dintele României sublinierei de la guvern. Vă propun să trimitem aceste propuneri la comisiile juridice, a sublinierea cum ele au reie sublinierea IT în urma negocierii purtate, pentru audierea candidaților. Comisiile se vor întruni marci, la ora 14:00, pentru aceste audieri sublinierei vor întocmi raportul comun. La fel, atunci când vor finaliza audierile, înainte de plenul de miercuri. Cine este pentru? Vă rog! Domnul Cristian Gabriel Seigler. Mulțumesc, domnule președinte. O singură întrebare, precizare, am văzut aici, printre propunerile PSD, numele domnului Cazimir Ionescu, sublinierei înțeleg ce, de sublinierei dânsul a mai fost membru al colegiului CNSAS, situația dânsului, de data aceasta, este o subliniere ori diferit, sublinierei anume înțeleg ce a fost trimis în judecat pentru infracțiuni contra umanicii. Atunci, în acest context, sigur, întrebarea este dacă PSD îl nominalizează în continuare, încă o subliniere tinca acestui lucru. Mulțumesc, domnul Liviu Dragnea. Din câte subliniere tiu, sublinierei cred că sublinierea este o condiție senaib cazier. Noi nu mai credem în presumția de nevinovăție. Nu mult, dar. Domnul Cristian Gabriel Seigler. Da. Eu nu vorbesc de prezumția de vinovăție sau de nevinovăție, e vorba despre un paralelism.
după cum subliniere tici, la funcționarii publici, dacă sunt trimis sublinierei în judecat, ei sunt suspendați din funcție. I atunci, me gândeam ce, dat fiind ce infracțiunea este una împotriva umanii, ci totuși sublinierei, s-ar putea retrage această candidatură, chiar dacă nu există o decizie definitivă a instanței, prin paralelism cu o prevedere legală. Mulțumesc, domnul Liviu Dragnea. Noi nu mai avem când se convocme congresul în partid, ca să retragem această candidatură, sublinierei, sigur, mea subliniere tept la dumneavoastră să continuați public să atacați acest lucru. Dar comisiile pot avea un punct de vedere la audiere, se arată în stenograma ediniei.